Iată care sunt titlurile zilei. Solidar cu victimele incendiului din Clubul Colectiv, făgrășenii care au vrut să-și exprime compasiunea față de tragedia produsă în capitală s-au întâlnit pentru a aprinde o lumânare în memoria celor decedați. Zona din fața cetății s-a transformat într-un altar, unde oamenii au așezat candele aprinse și mesaje de condoleanțe. Bani pentru Spitalul Făgăraș. Legislativul a îndreptat ceva sume de la bugetul local pentru reparații, ce nu mai suferă amânare. Principala secție unde se investește este cea de boli infecțioase, deoarece aici nu s-au mai făcut reparații și modernizări de ani buni. Unitatea sanitară are nevoie de aparatură, dar cel mai important și de medici specialiști. Comuna Augustin are două școli unde învață copii de gimnaziu, dar mai pregătește o clădire ce se află în plin șantier. Aici vor intra în săli prichindei de clasa 0, alături de cei de la grădiniță. Imobilul este construit după un proiect modern, se află în centrul localității și este sub tutela primăriei și a Consiliului Local. Televiziunea Nova Făgăraș dă startul unei noi emisiuni, Județul Brașov, pas cu pas. Astăzi este prezentată Comuna Augustin. Făgărașul a comemorat aseară victimele incendiului din Clubul Colectiv din București. Zeci de făgărășeni s-au adunat în fața cetății și au aprins o candelă în memoria celor care au pierit arși de vii în Clubul Morții vinerea trecută. Am făcut acest eveniment în memoria celor care au murit în Clubul Colectiv din capitală și pentru cei care acum se zbat pe paturile de spitale. Am vrut să avem și noi în oraș un asemenea eveniment, pentru că am văzut în orașele mai mari că s-au mobilizat și au făcut ce am făcut și noi astăzi. Am venit și am pus lumânări și flori și câte un gând pentru cei din București, din Colectiv. Totul a pornit de la o postare pe Facebook. O tânără din orașul nostru i-a îndemnat pe oameni să iasă la altarul amenajat la intrarea în cetate. Elevi și profesori, dar și pensionari, părinți cu copii, cu toții au dorit să-și exprime solidaritatea cu familiile victimelor. Acest eveniment pe Facebook pentru a strânge oamenii din Făgăraș în semn de solidaritate cu familiile victimelor din Clubul Colectiv. Cei prezenți aseară au lăsat mesaje de condoleanțe, dovada faptului că înțeleg durerea prin care trec familiile celor care și-au pierdut viața în flăcările dezlănțuite în club. Intrarea în cetate s-a transformat într-un altar pe care oamenii au așezat candele și lumânări aprinse în memoria celor care s-au stins în incendiul de la Colectiv. Vreau să le mulțumesc celor de la primărie că au pus aceste panouri din spatele meu pentru ca oamenii să spună să-și ajute gândurile celor care se află în suferință în momentul ăsta. Acțiunea de la Făgăraș se adaugă celor din toată țara care au avut loc sâmbătă și duminică. O altă tânără în vârstă de 28 de ani rănită în urma incendiului din club a murit astăzi la Spitalul Sfântul Pantelimon. Numărul celor care și-au pierdut viața în tragedie, ajungând astfel la 32. Mai multe secții ale Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure din Făgăraș au nevoie de reparații urgente. Fondurile necesare sunt transferate către unitatea sanitară din bugetul local. Recent, consilierii au aprobat execuția bugetară pe cel de-al treilea trimestru al acestui an. Cea mai vizată secție, susține municipalitatea, este cea de boli infecțioase, unde de ani buni nu s-au mai făcut reparații și modernizări. Recent, la spital însă au ajuns și două aparate de diagnostic, unul röntgen și un mamograf. Nu sunt de ultimă generație, dar erau extrem de necesare pentru că cele existente erau învechite. Am rectificat bugetul local pe ultimul trimestru al acestui an cu niște sume provenite din TVA și am ținut să alocăm o sumă de 85.000 de lei pentru unele reparații la Spitalul Municipal Făgăraș. Sunt foarte multe secții care în continuare sunt nereabilitate, nereparate, suferă și ne-am îndreptat mai cu seamă spre secția de contagioase care se află într-o stare degradată.
Municipalitatea susține că bugetul local depinde și de încasările provenite din taxe și impozite. Până nu de mult, fonduri consistente veneau de la Consiliul Județean, însă odată cu schimbarea survenită în alocarea banilor de la forurile județene cu cea de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, primăria trebuie să întocmească în principal mai multe proiecte de investiții cu atragere de fonduri. La rectificările bugetare precedente s-au iscat discuții contradictorii între consilierii locali privind destinația banilor. În timp ce executivul investește în construcția unui nou monument al eroilor, voci din Consiliul Local cer mai mulți bani pentru școli. Comuna Augustin s-a înființat în anul 2005 prin voința locuitorilor din aceste locuri. Prima școală de aici a fost cea confesională română-ortodoxă, fiind susținută de biserică, după cum ne povestește primarul Mircea Gargea. Localul fostei școli confesionale a fost dărâmat în anul 1936 și tot atunci încep lucrările de construcție la școala de acum. Documentele vremii arată că piatra de temelie a fost pusă de ministrul învățământului de atunci, doctorul Constantin Angelescu. Noua școală a funcționat pentru început cu două săli de clasă. În prezent, aici învață clasele primare și elevii de gimnaziu. A fost reabilitată, pot să spun, în totalitate. S-a schimbat acoperișul, s-a creat izolația termică, s-a făcut drenaj. S-a drenat cu centrală de lemne, centrală proprie, suficient profesorii sunt, pot să spun, sunt și din atât cadre din Augustin cât și din Brașov, cu care fac naveta din Brașov. Sunt clasele 1-8 și o clasă pregătitoare. Lucrările la cea de-a doua școală ce va găzdui cursurile prichindeilor din grupa 0 și de la grădiniță sunt acum în toi. Proiectul este unul modern, iar școala se află chiar în centrul satului. Ambele școli sunt administrate de Consiliul Local și de Primăria din Augustin. Este vorba de școala mică, practic grădinița cu clasele 0 pregătitoare. Deci aici, cum am spus, aici vor fi copiii. E o lucrare care mă voi mândri cu ea, va fi o lucrare foarte frumoasă și utilă. Va înfrumuseța atât comuna cât și utilitatea pe care o are, care e primordială în scopul educației tinerei generații. Comuna Augustin a dat după anul 1944, potrivit documentelor vremii, o sumedenie de intelectuali, 21 de învățători și profesori, 20 de ingineri, 30 de tehnicieni, 4 ofițeri, 7 medici, 2 farmaciști, 4 procurori și mulți alți funcționari care au lucrat în instituții publice.